De câteva zile, Simona Habciuc este implicată într-un scandal cu prezentatoarea TV Nasrin Ameri. Totul a început după ce Nasrin a susținut că a ajuns la spital din cauza că fosta concurentă de la Survivor România ar fi agresat-o. Simona Habciuc susține că nu a lovit-o pe fosta ei colegă de platou, dar că într-adevăr a existat o ceartă. Simona a făcut recent mai multe declarații în cadrul emisiunii Teo Show. Într-adevăr, o ceartă a fost, dar nu a fost mai mult decât o ceartă. Nu am știut niciodată la ce a plecat, pentru că din prima zi în care am început să lucrez în emisiunea respectivă, am încercat cumva să intru pe sub piele, pentru că o vedeam că nu mă place, dar este acolo de la început, de 8 ani. Eu mergeam acolo pentru că ei mai aveau nevoie de un om în emisie. Chiar dacă eu am plecat, probabil ei vor mai aduce pe altcineva în locul meu. Pur și simplu, a fost o chimie care între noi două nu s-a putut lega. Asta în condiția în care de la început ajunsesem cumva la un moment dat obosită de tensiune și de a trece peste toate răutățile care veneau din partea ei și de a încerca să fie o cea bună. Voi știți că imediat îmi sare țandăra. Am stat 4 luni fără să spun nimic. Era foarte răutăcioasă dacă se întâmpla ceva în emisiune. Să spun așa un exemplu, când a spus producătoarei, păi așa se întâmplă când aduceți nulități în emisiune. Era vorba despre mine, eu eram adusă nouă, a spus Simona Habciuc în cadrul emisiunii Teo Show de la Canal D. Simona Habciuc a mai declarat în emisiune că Nasrin o evita destul de mult chiar și în timpul emisiunii. Fosta concurentă Survivor România a povestit că timp de 2 săptămâni a fost în probă, iar conflictul a început încă de atunci. Simona susține că singurul motiv pentru care a mai rămas, deși se vedea clar că Ameri nu o mai vrea acolo, a fost producătoarea care a angajat-o. La început se adunaseră foarte multe și eu ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară. Conform contractului, nu puteam să-mi dau demisia, nu aveam bani să plătesc clauza. Mă rugam de ei să mă dea afară. Pe data de 18, i-am scris producătoarei că nu mai pot. Ajunsesem la terapie din cauza ei. Aveam momente când mă duceam acasă și plângeam. În ziua respectivă am avut 2 atacuri. În baie, asta a fost greșeala mea, faptul că foarte nervoasă am început să o înjur. Nu am înjurat-o pe ea, am zis pe un ton pe care nu pot să-l reproduc. Mai am o lună, lasă-mă, nu te mai suport. Mi-ai făcut viața 4 luni în calvar. Moment în care ea a încercat să-mi dea cu palma. Eu am prins-o de mâini și am împins-o. În momentul în care am împins-o, atunci a început să țipe. Săriți, ajutor că mă bate! Nu a existat absolut nicio palmă pe care i-am dat-o, a dezvăluit Simona Habciuc la Teo Show.